că te-am întărat. Papi, nu mă! Papi, nu mă! Veniți, Doamne, să ne ajute și pe noi cineva. Ce Dumnezeu lui stage, vă uitați la noi. Copiii s-au jucat cu focul la propriu și s-au ars. Nenorocirea poate ar fi putut fi evitată dacă părinții erau prin apropiere. Au fost lăsați însă nesupravegheați. Pompierii au stins focul, însă nu au observat și cadavrul micuțului. A fost descoperit de primarul comunei. Intrai întâmplător acolo, de la o jumătate de metru văzui acolo jos bucata de carne. Și zice, domnule, nu se poate, aici e carne. Mergeai pe ideea că e vreun porc, că era cu fața în jos și se vedeau două șoldurile aici. Pârjolite cum sunt. N-ai ce să mai vezi, nu-ți dai seama, numai când întorsărăm pe spate, mi-am dat seama că e copil, pentru că îi se vedeau doar dinții, craniul deja ars și mai avea ceva sânge și undeva aici, în zona burții, deja ieși rămață de acolo. A dat foc și al mic a sărit și a zis că el nu sare, că e greu, e mai gras ca mine a fost, azi a stat acolo. Dar eu de când a venit pompierii și a terminat focul, am știut că el e acolo. În urma acestui incendiu a rezultat decesul unui copil de 10 ani. Nu s-a auzit înăuntru? Nu, copiii erau singuri acasă, s-au jucat cu focul acolo și asta este. Părinții sunt acum în stare de șoc, de durere, mama a leșinat. Adunici de oțet, nu are oțet în casă. Lăsați-o țiră așa să se vină, lăsați-o în pace așa. Simo! Simo! Sora mea! Doamne, adunici de oțet! Nu stoi cu! Hai de aici! Hai de aici! Cadavrul copilului a fost transportat la serviciul de medicină legală pentru efectuarea necropsiei.